Bună ziua, sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea. Vom pregăti astăzi un aperitiv extraordinar de gustos, brânză aromatizată în ulei de măsline. Acest preparat îl întâlnim în zona mediteraneană, în Italia, Franța, Grecia. Este foarte gustos. Este o rețetă simplă, se face rapid și cu siguranță veți impresiona toți invitații pe care îi veți avea la masă. Ce ne trebuie pentru această rețetă? Brânză de un fel sau de două feluri, de care aveți. Pot fi și de trei feluri. Eu am folosit așa. Un caș de oi românesc, puțin îndulcit în sare. Și un caș, o brânză italiană, pecorino romano. Puțin mai tare, dar nu maturată foarte tare. Nu este un cașcaval. Mai avem ardei iute, busuioc, oregano și piper de diferite culori. Această brânză se poate aromatiza diferit în funcție de cum vă doriți. Cum procedăm? Amestecăm cele două tipuri de brânză. Eu le-am tăiat cubulețe aproximativ egale. Cam la un centimetru. Le punem în borcane. Facem primul borcan cu busuioc și ardei iute. Acest ardei iute este foarte iute, deci mare atenție la ardeiul iute uscat. Depinde cât de iute mâncați. Să se vadă frumos pe margine. Mai punem puțin ardei iute. Și atât că va fi prea iute pe urmă. Și completăm în borcan. Atât. Al doilea borcan îl facem cu oregano și piper. Avem piper de mai multe culori, pentru că gusturile sunt diferite. Punem oregano. Câteva boabe de piper. Completăm brânză. Iar oregano. Și piper boabe. Se completează cu ulei de măsline. Acest ulei este bine să fie de foarte bună calitate, ulei de măsline extra virgin. Eu folosesc acest ulei de măsline pe care îl luăm direct de la moară, din măslinele pe care le culegem din livada casei în care locuim aici, în Italia. Așa. Și aici completăm.
Brânza trebuie să fie bine acoperită cu ulei, că altfel nu cegăiește. Asta este un plus, mai bine o scoatem ca să fim siguri. Punem capacele. Lăsăm în cameră la întuneric timp de 2-3 săptămâni. Ideal după o lună se consumă. Este un aperitiv extraordinar de gustos. O să vedeți că se va mai schimba puțin culoarea, nu va rămâne atât de galben uleiul, dar se pun pe platouri alături de orice alte gustări. Brânzeturi, preparate din carne, ce doriți. Vă mai aștept și altă dată în bucătăria mea. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă rugăm să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să urmăriți ce rețete noi mai postăm. Voi mai avea rețete. Urmăriți în blogul scris pe poftabuna.com sau poftabuna cu Gina Bradea. Am foarte multe rețete românești și italiene. Vă mulțumesc pentru vizită și vă mai aștept și data viitoare.